Unul dintre cei mai mari mijlocași din istoria Stelei și a Naționalei României, Tudorel Stoica, a vizitat în premieră noul stadion Steaua și a oferit un interviu pe larg în ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Fotbalistul, care a cucerit 7 titluri de campion, 5 cupe ale României, Cupa Campionilor și Supercupa Europei, a transmis și un mesaj de încurajare pentru jucătorii lui Daniel Oprița înaintea meciurilor pentru barajul de promovare în Liga a doua. Ați făcut parte din două generații diferite ale Stelei, și cea lui Iordănescu și Răducan, dar și cea din 86. Ce a avut în plus echipa din 86? Am avut șansa să norocul să facem o echipă foarte bună, să avem un joc frumos și să câștigăm, să dominăm, dacă pot să spun așa, 3 ani la rând din 86 până în 89 fotbalul european, pentru că știți și voi, noi am câștigat Cupa Campionilor în 86. În 88 am jucat o semifinală și în 89 am jucat încă o finală. Am uitat să spun că și în 87 am câștigat Supercupa Europei, care e un trofeu foarte important și mai puțin băgat în seamă, din păcate. Și dacă exista VAR și pe vremea noastră, câștigam și Cupa Intercontinentală, pentru că am dat un gol valabil, dar din păcate arbitru a greșit, dar nu putem să revinim. De mult regretați acel galben primit în meciul cu Anderlecht. Normal că pe moment mi-am dat seama că nu pot să joc. Am avut senzația să ies, pentru că știam că să intre cineva care să joace, că eu știam că n-am să joc. Dar până la urmă băieții m-au ajutat, au câștigat Cupa Campionilor și eu am mai putut să joc încă două finale, cum am spus, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. Deci, poate că dacă nu luam eu galben și jucam finala, poate că nu se câștiga. Important este că această cupă a fost câștigată de echipa Steaua. Cel mai important din punctul meu de vedere este că am jucat cu echipa din Spania, cu Barcelona, am jucat în Spania, iar echipa noastră a fost formată numai din jucători români. Asta e marea, marea performanță și ne-am bătut cu cele mai mari puteri din Europa. Și nu că ne-am făcut de râs. Ne-am făcut datoria cu brio, zic eu. Cum a fost tensiunea pe bancă? Vreau să spun că pe bancă tensiunea e mult mai mare decât în teren, pentru că în teren ești preocupat de joc și de adversar și e mult mai ușor. Pe bancă vezi toate greșelile, vezi adversarul ce face. E o tensiune mult mai mare. E greu să fii antrenor. Ce sfaturi ați avut de la capitan la capitan pentru domnul Iovan, pentru jucători? Nu, eram o familie atunci, eram prieteni toți și știam, aveam un joc extraordinar din punctul meu de vedere, care se joacă acum, echipele mari îl practică. Și nu era nevoie de sfaturi, pentru că fiecare ne știam traseele și rolul în echipă, așa că ne dublam, ne ajutam, nu era nevoie de sfaturi, mai ales la o finală de Cupa Campionilor, nu e nevoie de sfaturi, știau băieții foarte bine ce să facă. Fostul coleg al dumneavoastră, Iosif Vigu, spunea că stadionul merită să aibă numele lui Tudorel Stoica, pentru că a fost inima și sufletul echipei. Da, eu mulțumesc lui Ioșca, îi spuneam noi, că am jucat și cu el, un jucător extraordinar și un om extraordinar. Dar eu cred că stadionul trebuie să numească stadionul Steaua, pentru că e a clubului Steaua, pentru că ar fi nedrept să aibă numele unui antrenor sau unui jucător, pentru că la echipa aceasta, la echipa Steaua, a clubului Steaua, vreau să spun, au jucat multe generații de foarte buni fotbaliști, așa că cel mai corect pentru toată lumea este să se numească, din punctul meu de vedere, stadionul Steaua, nu să aibă un nume, pentru că de persoană sau de jucător, că n-ar fi nedrept pentru cei care au fost înaintea noastră și poate care vor veni. Cum erați priviți în acei ani în Europa, 86-89? Sunt convins că am fost o surpriză pentru echipe, mai ales pentru toate echipele din Europa, pentru că eram o echipă necunoscută, ca să spun așa, și am reușit să învingem, vreau să spun, echipe bune. De exemplu, am jucat cu Honved, care erau 7 jucători de la echipa națională, jucători extraordinari, am învins Anderlecht-ul, deci plus că am câștigat Cupa Campionilor, așa cum am spus, în Spania, cu Barcelona. A fost o surpriză
foarte plăcută pentru noi și foarte neplăcută pentru ei, că sunt convins că erau 100% convinși că vor câștiga această cupă. Spuneți-mi, de ce aveți așa puține prezențe la echipa națională? Uneori ați și refuzat-o și care ar fi motivul? La echipa de club stăteam foarte mult în cantonament, aveam foarte multe meciuri, mai ales că eram și în cupele europene. Și din punct de vedere psihic, am crezut că voi putea face față exact cum aș fi vrut eu să joc la echipa națională. Am încercat și am făcut o înțelegere cu antrenorul echipei naționale că ar fi bine să chemi pe altcineva și așa a revenit Luții la echipa națională. Pentru că nu aș fi putut să dau randamentul necesar și atunci, din cauza asta, asta a fost motivul. N-a fost nicio problemă cu antrenorii, că nu am vrut să joc. Nu, am vrut să joc, dar am vrut să joc să dau randamentul 100%. Și dacă nu am dat, nu puteam da, atunci ne-am înțeles să chemi pe altcineva. Unde vedeți Steaua în următorii 35 de ani? Iată, astăzi sărbătorim 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Da, o zi importantă pentru fotbalul, pentru suporterii steliști, ca să spun așa, și pentru fotbalul românesc, pentru că este o performanță pe care am realizat-o, vreau să spun, cu multe renunțări și cu multă muncă și care, din păcate, vreau să nu fiu considerat, să spun eu, un om care prezice lucrurile rele, dar cred că va fi prima și ultima cupă campionilor care se va câștiga, va fi câștigată de o echipă românească. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, este foarte greu. Acum Cupa Campionilor a devenit o afacere. Finala joacă două echipe din Anglia care nici nu au câștigat campionatul, deci va fi câștigată Cupa Campionilor de o echipă care n-a câștigat campionatul. Deci pentru noi va fi foarte greu. Și peste 35 de ani sper să fiți sănătoși și vom vedea ce se va întâmpla. Cum reușiți să fiți așa fit la 66 de ani? Probabil că așa e gena mea, probabil. Mai, într-adevăr, fac mișcare și m-am obișnuit ca să continui mișcarea, fac mișcare aproape în fiecare zi. Sunt atent la alimentație, dar nu numai eu sunt, mai e și Pițurcă, care arată mult mai bine la 64 de ani. El face 65 și face acum pe 8, dacă nu mă știu. Pe 7? Pe 8. Pe 8, bă, deci da. Și depinde și de, cum să, ca să spun așa, depinde și de... Uitați, a venit și domnul Iordănescu, antrenorul din teren. Serios, ar mai fi intrat domnul Iordănescu dacă nu era suspendat? Nu. Dar el a fost antrenor, jucător, și eu am fost antrenor. Că, ca să pot să stau pe banca de rezerve, trebuia să fiu trecut jucător, nu puteam. El fiind jucător, am trecut, am fost antrenor. Deci domnul Iordănescu a fost norocul lui, că a fost un antrenor norocos și un norocos totdeauna. S-a câștigat Cupa Campionilor și ca jucător la vârsta aia. Domnule Stoica, o ultimă întrebare și un îndemn, să ne dați un mesaj pentru echipa de fotbal care dispută primul baraj de promovare. Da, ce pot să le spun este că joacă la Clubul Armate Steaua. E nevoie de și de un comportament vis-a-vis în teren, vis-a-vis de arbitru. Cred că ar fi foarte important arbitru să fie lăsat în pace, să-i preocupe mai mult jocul și să fie convinși că un meci începe minutul 1 și să termină când fluieră arbitru. Se poate întâmpla orice în fotbal, să nu dispere și să lupte și să joace numai cu gândul la promovare, pentru că va face o mare bucurie multor suporteri steliști și chiar nouă că vor reuși și că vor juca pe un stadion extraordinar. Iar dacă dă Dumnezeu să intre în Liga a doua, vom vedea ce se întâmplă și să sperăm că, în primul rând, vor reuși să treacă de baraj și bucuria pe care vor simți va fi
mult mai mare decât recompensa materială, ca să spun așa, că și aceasta este importantă la jucători, dar în primul rând faptul că joacă la o echipă mare, joacă pe un teren extraordinar, cu niște suporteri foarte, foarte numeroși, care sunt convins că dacă vor reuși să intre în Liga a doua, vor popula și aproape vor umple acest stadion minunat. Și eu le urez succes, să aibă încredere în ei și să știe că noi suntem în spatele lor și le ținem pumnii. Îi veți susține din sezonul viitor pe stadion? Sigur, dacă se va da drumul, sigur, pentru că e viața noastră și pentru că la noi se spune că fotbaliștii mor de dori. Odată când se lasă de fotbal și a doua oară când ne vine sfârșitul la fiecare. Din păcate, noi ne-am lăsat de fotbal, dar cu sufletul am rămas alături de echipă și bucuria e mare când echipa va câștiga și vreau să vă spun că va câștiga, dar pe mine unul mă interesează să practice un fotbal spectaculos, frumos, așa cum spun eu că l-am practicat noi, pentru că aceasta este și marea bucurie a spectatorilor, că una e să vii la un meci și să câștigi echipa și să fie un meci urât și una e să câștigi echipa și chiar dacă nu câștigă, să fie un spectacol, pentru că lumea pentru spectacol vine. Mulțumesc! Așa sperăm! Da, vă mulțumim mult! Așa.